Bună draga mea. Sunt Luna Ala. În primele zile ale lunii septembrie fii foarte atentă și calculează cu atenție toate mișcările. Nu te angaja în nimic serios și nu investi Interacțiunea cu alte persoane va fi importantă. Încearcă să asculți faturile celorlalți, ei te vor ajuta să descoperi în tine noi talente și abilități. Laudele vor fi acum bine meritate și obiective. În a doua jumătate a săptămânii, ți se va oferi un ajutor vizibil. În acest moment, optimismul și entuziasmul se vor intensifica, se pot deschide noi perspective în fața ta. Această perioadă va aduce o dorință puternică de creștere și dezvoltare personală, extinderea orizonturilor, dar și pentru călătorii. Este posibil să primești oferte avantajoase de la partenerii de afaceri. Întâlnirile cu prietenii nu numai că te vor mulțumi, dar îți vor aduce și plăcere și gânduri importante. Vorbește-le, spune -le despre preocupările tale pentru a primi sfaturi bune. Pot apărea probleme de sănătate, sunt posibile complicații ale sistemului cardiovascular. Se pot manifesta aritmii, palpitații, creșterea sau scăderea tensiunii arteriale, disconfort toracic și dureri de spate. Cel mai bun remediu în acest caz va fi acolo unde medicina oficială nu le recunoaște rugăciunea, practicile de meditație, remedii populare și edințele cu un psiholog. Acordă atenție viselor, acestea vor fi colorate și te vor ajuta să înțelegi mai bine cauza bolii și cum să o tratezi. Iar acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Perbec în această săptămână ar trebui să jertvești ceva în beneficiul oamenilor deficienți de afecțiune, dragoste și îngrijire. Poți ajuta un coleg care s-a angajat recent, un pensionar singur sau să îți amintești existența unei rude care nu a fost vizitată de mult timp. În zilele următoare te poți baza pe succesul în probleme financiare și profesionale. Există șansa de a obține o creștere mică a salariului. Un mediu ambigu este prevăzut pe tărâmul sentimentelor. Există riscul ca în comunicarea cu un partener de căsătorie sau cu o persoană specială pe care dorești să o apropie de sufletul tău să existe contradicții. La începutul toamnei vei deveni mai încrezătoare în tine. Ca urmare, activitatea ta de afaceri și cea socială va crește. Mintea ta va fi ocupată în întregime de calcule financiare. Prin concentrarea asupra obiectivului vei putea realiza foarte mult, atât din punct de vedere financiar, cât și în creșterea profesională. Mai mult vei primi recunoaștere. Evită excesul de muncă și nu cheltuim mulți bani în timpul săptămânii. Săptămâna aceasta va fi favorabilă vieții de familie. Dacă depășești nerăbdarea caracteristică, relațiile cu un partener de căsătorie se vor baza pe dragoste și respect reciproc. Acum puteți colabora pentru a rezolva câteva probleme economice comune. Să efectuați reparații în apartament, să rearanjați mobilierul, să lucrați la o căsuță de vară. Starea ta de sănătate se va îmbunătăți, imunitatea ta se va consolida, potențialul tău energetic va crește. Toate acestea vor face posibile rezolvarea mai rapidă a problemelor actuale. În un weekend poți începe un tratament complet, o dietă sau măsuri preventive. Acesta este un moment bun pentru a vizita clubul de fitness și activități sportive regulate. Dacă ai copii, răbdarea este acum necesară pentru tine. Dacă ești singură, te poți aștepta la o cunoștință plăcută, dar numai dacă tu însă ți ești în acord cu ea. Petrece cât mai mult timp în aer liber. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur în această săptămână vei fi angajată literalmente în toate. Ar trebui să muncești din greu, apoi poți câștiga succesul profesional, poți găsi cu succes un loc de muncă. Aspectele astrale sunt relevante dacă ai căutat un loc de muncă timp îndelungat. Nu este indicat să schimbi interiorul, să te joci cu norocul și să încerci meniul unei bodeci dubioase. Toată săptămâna ți se recomandă economisirea forței. Cele mai multe probleme pot fi provocate de tulburări metabolice. Stresul și anxietatea sunt ce ce te poate afecta acum. Încearcă să îți minimizezi emoțiile. Pe astrograma ta se observă o predispoziție la stres și emoții negative. La rândul său, acest lucru poate provoca abuz de dulciuri sau supraalimentare. Poate apărea pofta de fumat, Desigur, acest lucru afectează negativ starea de bine. Pentru tine este foarte important a mânca corect și a evita stresul. Dar vei avea și o predispoziție spre odihne și divertisment. Încearcă să reacționezi cu lejeritate la probleme, iar atunci multe probleme vor fi rezolvate singure, datorită unei combinații reușite de circumstanțe. Este un moment minunat pentru tine dacă urmezi un curs de formare. Abilitățile tale intelectuale vor crește, poți absorbi rapid o cantitate mare de informații utile. Noile cunoștințe pot fi învățate nu numai din manuale, ci și din conversațiile cu alții. În această perioadă, cantitatea de comunicare va crește. Pot apărea oameni pe care nu ai văzut mulți ani. Întâlnirile din această perioadă vor fi extrem de plăcute, iar unele chiar semnificative. Nu refuza invitațiile de mers în vizită, va fi interesant. Dacă vremea o permite, weekendul viitor ar trebui petrecut undeva în afara orașului. Prioritatea sunt jocurile și sporturile active, mai degrabă decât grătarul bogat în calorii și alte mese grele. Pentru weekend poți planifica o călătorie la un picnic sau poți vizita un concert, teatru sau spectacol de circ. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, în această săptămână te vei putea confrunta cu un atac neplanificat în afacerele oficiale. Cel mai probabil persoana care a promis să te ajute va eșua sau nu va exista forță pentru realizările active. În zilele următoare, va fi corect să te ocup exclusiv de ceea ce înțelegi în amănunt. Vorbim despre treburi interne neobosite, reparații minore, despre îngrijirea rudelor. Dacă ai un hobby interesant, ar trebui să urmezi sfaturile prietenilor. Se așteaptă să obții o serie de idei interesante, dintre care una te va ajuta să câștigi bani buni. Ai încredere în intuiția ta. Vei găsi cu ușurință soluția problemelor financiare. Reține că acum îți este mai rentabil să lucrezi pentru cineva decât pentru tine. Merită timpul și investiția. Această săptămână este favorabilă pentru soluționarea problemelor financiare. Cel mai probabil vei putea mări veniturile. Acum poți conta pe asistența financiară din partea rudelor apropiate. Este posibil să ai ocazia să faci achiziții mari pentru locuință. Cel mai bun moment pentru astfel de achiziții este a doua jumătate a săptămânii, în special sâmbătă sau duminică. La locul de muncă poți fi provocată. În această săptămână pot exista situații în care poți să îți pierzi locul de muncă sau să te ocupi de cheltuieli neașteptate. Nu ai voie să te implici în aventuri legate de bani, mai bine să îți faci timp pentru a întâlni oameni noi. Îți poți întâlni partenerul de suflet în timpul unei călătorii, discutând cu prietenii sau pe internet. Acesta este un moment bun pentru creativitate, hobby. Dacă te cerți cu cineva în aceste zile, încearcă să faci pace cât mai repede posibil. Conflictele prelungite sunt acum inutile. Cântărește pro și contra înainte de a fi de acord. Relațiile romantice din această perioadă vor fi construite pe baza iubirii și a înțelegerii reciproce. Încearcă să combini corect munca cu divertismentul. Este mai bine să dedici zilele de lucru îndeplinirii îndatoririlor profesionale și să te relaxezi mai mult în weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Săptămâna aceasta poți manifesta o grabă excesivă în problemele legate de câștigurile potențiale. Ai grijă! Chiar dacă ai șansa de a deveni mult mai bogată, nu ar trebui să te grăbești cu capul în piscină, fără să ai în vedere toate riscurile posibile. Altfel, săptămâna aceasta se va consuma fără nicio senzație. Poți face puțină ordine în vatra casei, te poți implica în educația tinerei generații, mai ales când începe școala. îți poți face prieteni noi, poți lupta împotriva unui obicei prost, poți învăța din experiența pozitivă a cuiva. Dacă ești mai în vârstă, astrele te sfătuiesc să faci un examen complet la clinică. În această perioadă a anului, toată atenția ta va fi consumată prin a câștiga bani. Ideea ideile care îți vin în minte în această săptămână vor fi destul de neobișnuite. Cu toate acestea, pentru tine nu este nimic imposibil. Vei putea realiza tot ceea ce îți dorești. În plus, hobby-ul tău preferat sau un nou tip de creativitate îți pot oferi stabilitate financiară dacă decizi să-ți încerci mâna cu el. Săptămâna aceasta poate fi caracterizată de contacte intense, excursii, întâlniri. Perioada este favorabilă întâlnirilor de afaceri. Poți interacționa cu succes cu oamenii din jurul tău. Este posibil să poți obține ajutor și sprijin substanțial din partea acestora. Opțiunea este posibilă și atunci când vei fi implicată activ în rezolvarea problemelor cunoscuților, prietenilor. Nu refuza să ajuți alte persoane. În acest fel vei obține contacte de afaceri care îți vor fi utile în viitor. Acesta este un moment bun pentru a studia. Situația în familie va fi armonioasă. Nu uita să ai grijă de generația mai veche. Nu dispera dacă acum ceva nu va merge bine așa cum ți-ai dori. În curând vei înțelege, totul este bine. În viața personală ar trebui să fii în căutarea cuiva, dar sunt mulți bărbați necinstiți, în jur. Înainte de a face o alegere, gândește-te de 100 de ori. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, săptămâna aceasta te vei afla mult mai aproape de realizarea unui vis prețuit. Dacă visul tău părea intangibil, ești deosebit în rocoasă. Imediat ce obiectivul este atins, nu uita să mulțumești Universului pentru sprijinul acordat. În zilele următoare, astrele îți recomandă să faci orice fapte bune, fără a fi nevoie chiar de un simplu mulțumesc ca răspuns. Săptămâna este potrivită pentru a recunoaște sentimentele, a actualiza garderoba, a scăpa de gunoiul inutil, a revizui planurile de viitor sau a te alătura lupte pentru coapse subțiri. După ce ai decis să ai grijă de tine, încearcă să nu exagerezi. Dacă vei alege silueta perfectă, îți va fi foarte dificil să te concentrezi la orice. Prin urmare, orice afacere ți este oferită o vei înțelege cu mare dificultate. În această săptămână nu sunt excluse problemele cu sistemul respirator, precum și rânile la mâini și la umer. Nu dorești să te îngrași? Nu mânca prea mulți carbohidrați. Înlocuiește, de exemplu, cartofii prăjiți cu cei fierți. Pune puțin mărar peste ei și vezi diferența. La sfârșitul săptămânii acordă atenție stării sistemului nervos. Temerile nejustificate pot duce la probleme psihologice. Privește viața mai pozitiv și totul va fi în regulă. Vei putea afla o mulțime de informații utile. Poate că vei obține în sfârșit informații care ți-au fost ascunse de mult timp. Tot în această perioadă există șansa de a găsi lucruri pierdute de mult timp. Acesta este un moment bun pentru a efectua lucrări de cercetare, precum și pentru a te familiariza sau aprofunda științele ezoterice. Tot secretul va fi dezvăluit și va fi pus la dispoziția ta. Situația ta financiară s-ar putea îmbunătăți. Cel mai probabil, o anumită persoană influentă îți va da o mână de ajutor în acest sens. Se vor dezvolta cu succes afacerile legate de proiectare și primirea beneficiilor subvenții. Norocul te așteaptă și în călătorii și în contactele cu oamenii. Banii pe care nu mai sperai să îi primești vor veni pe neașteptate. Cheltuie cu înțelepciune. Poate că faci o excursie care nu era planificată anterior de acord, mai ales când vine vorba de relaxare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, nu ar trebui să uiți de tine însăți. Ești tu pedantă și meticuloasă, dar când vine vorba de tine, încep să am bănuiel. Sunt așteptate o mulțime de lucruri care te vor face să te învârți ca o veveriță într-o roată, dar acesta nu este un motiv pentru a te împreteni cu o stare de sănătate nesatisfăcătoare sau cu o stare de spirit tristă. Poate că un psiholog profesionist sau citind literatură relevantă te poate ajuta în ceva. În această săptămână călătoriile lungi, vânzarea de lucruri scumpe, că căutarea de locuri de muncă, cumpărarea pe credit, flirtul cu străinii de sex opus nu sunt benevenite. Săptămâna aceasta va fi foarte fructuoasă în ceea ce privește creația. Poți investi în imobiliare, poți începe o afacere nouă, poți investi în orice companie. Mintea ta se grăbește acum între rațional și iluzoriu. Încearcă să nu te încurci cu oameni al căror cap plutește în nori. Asigură-te că verifici personal tot ce ți se spune despre perspectivele proiectului. Cel mai probabil vei deveni o victimă a fraudei sau a viselor. Cu toate acestea, poți face o greșeală datorită neatenției. Vei putea demonstra celorlalți talentele și abilitățile tale dacă te bazezi nu numai pe tine însăți, ci și pe oameni cu gânduri similare. Încearcă să petreci mai mult timp printre prieteni, nu refuza petrecerele. Dacă ocupi o poziție de viață activă, vei putea să te declari victorioasă. Ai putea fi interesată de probleme sociale semnificative și să începi să participi la întâlniri politice. Acesta este un moment minunat pentru a planifica viitorul. Este recomandat să scrii obiectivele pe care dorești să le atingi și să iei în considerare cum să procedezi. De ce nu faci o surpriză romantică pentru persoana iubită? Cu siguranță o va aprecia. În această perioadă, poate apărea o persoană din trecut care îți va provoca o furtună de emoții în tine. Păstrează-te sub control. Odihna este acum mai bine acumulată activ. În weekend se așteaptă apariția unei umbre din trecut, probabil un discurs despre o persoană neplăcută. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. În această săptămână este probabil să-ți poți realiza majoritatea obiectivelor. Norocul te va însoți atât în afacerele personale cât și cele oficiale. Norocul promite să meargă la braț cu tine, în special în călătorii la distanță scurtă, căutări de parteneri sau investitori noi, întâlniri intrafamiliale și achiziționarea de articole de uz casnic. Dacă deci să cumperi un fel de dispozitiv complex, ar trebui să citești recenziile acestui produs și să afli totul despre funcționalitatea acestuia. Acum pe astrograma ta apare o foame de bani și confort. În plus, toată săptămâna va fi extrem de sociabilă și vei fi interesată de tot ceea ce este nou. Dar dacă intenționezi să-ți îmbunătățești situația financiară în acest fel, fii pregătită pentru dezamăgirea. Dar nu numai pentru cunoștințe și comunicare, va trebui să cheltui mulți bani. De asemenea, fondurile vor fi necesare pentru achiziționarea de articole interioare frumoase, fără de care, în principiu, ai putea să trăiești. În această săptămână, astrele îți recomandă să te gândești cu atenție la pașii tăi și să acționezi pe principiul măsor de șapte ori, tai odată. Vei putea să desfășori cu strălucirea un joc diplomatic delicat și să obții un rezultat cu resurse minime pentru acest lucru s-ar putea să găsești rezerve ascunse și să le folosești în avantajul tău. Asigură-te că încerci să atragi oameni influenți între aleații tăi. Poți de asemenea să ai succes cu un consilier excelent și să înțelegi izvoarele ascunse care perturbă oamenii din mediul tău. Nu te lăsa rătăcită, păstrează întotdeauna în fața ochilor obiectivul principal pentru care lupți. Mai mult, acasă nu vei avea timp să faci nimic, doar la serviciu. Dar asta este. Bonusurile în numerar nu te vor demola. Stelele te sfătuiesc acum să lucrezi mai mult cu picioarele pe pământ. Organizează cu prietenii apropiați ceva precum o petrecere distractivă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, în această săptămână vei părea a fi prea dură. Probabil va exista dorința de a atinge un anumit obiectiv, iar acest lucru nu îți va permite să te concentrezi asupra altor sarcini în secundare. Încearcă să te abții de la călcatul pe cadavre și de la alte acte imorale. În zilele următoare este indicat să efectuezi un audit în lista celor mai buni prieteni. Poate că unul dintre acești oameni poartă în mod nemeritat statutul de prieten. Nu te teme de schimbările din sfera sentimentelor, abține-te de la automedicație și nu uita să îți faci timp pentru autodezvoltarea spirituală. Dacă sănătatea ta este în ordine, s-ar putea să nu-ți faci griji, deși riscul de manifestarea bolelor ereditare este foarte probabil. Nu sunt excluse problemele cu stomacul și sistemul limfatic. Treburile gospodărești îți vor consuma toate forțele și pot duce la răni gospodărești. Stresul și emoțiile negative ale altora îți vor aduce de asemenea multe probleme. Ai grijă! La sfârșitul săptămânii, în perioada 7-8 septembrie, acordă atenție activității fizice. Cel mai bine este să te înscrii la sală. Într-un fel sau altul vei fi direcționată spre viitor. Este puțin probabil să dorești să abordezi probleme minore, vei fi atrasă de obiective mai globale. Acesta este un moment bun pentru a-ți lărgi orizonturile comunicând cu persoane competente. De asemenea, în această perioadă este posibil să regândești câteva principii morale de bază asupra comportamentului altor persoane. Poate că în a doua jumătate a săptămânii căutarea ta spirituală se va încheia, deoarece vei întâlni o persoană care te poate învăța multe. Caută oameni cu gânduri similare. Cu ajutorul lor îți poți consolida poziția. În această perioadă te așteaptă schimbări plăcute. Nu te aștepta la vreun truc. Chiar meriți ce primești? Într-o relație cu un iubit aproape de sfârșitul săptămânii se poate întâmpla un moment de cotitură. Revizuiește relația și rolul tău în ea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, Săptămâna aceasta îți va oferi oportunitatea de a obține rezultate extraordinare în treburile gospodărești. Poate că vei termina construcția sau repararea, poate că vei actualiza cu succes interiorul, poate că vei înlocui un aparat electrocasnic scump cu costuri financiare minime. În timp ce lucrezi, ar trebui să o faci cu mânecile suflecate. Există șansele ca o încasare serioasă să te bucure. Începutul toamnei este perfect pentru întărirea situației tale financiare. Nu te limita la cadrul general acceptat. O abordare non-standard va funcționa cel mai bine acum. Mai mult, săptămâna aceasta ți se vor oferi câteva șanse excelente. Lucrurile merg bine dacă ai o profesie creativă, te ocupi de știință sau sau dacă ești pasionată de viziunea filozofică a lumii. Te poți confrunta cu conflicte în familie sau cu situații de forță majoră. Vei fi rupte între muncă și casă, încearcă să găsești un teren de mijloc. Săptămâna aceasta, astrele te sfătuiesc să nu te temi de schimbări și, dacă este necesar, să îți asumi riscuri. Dacă dorești să-ți schimbi viața în bine, a fi pregătită să dovedești competență și stăpânirea de sine în situații non-standard și uneori chiar extreme. Spiritul reformismului, dorința de a transforma bazele dominante vor fi puternice în tine. Acest lucru poate fi manifestat mai ales în activitățile profesionale. Surprizele plăcute sunt posibile aici. Dacă între tine și șef a apărut o simpatie reciprocă care depășește responsabilitățile profesionale, poate să apară o apropiere decisivă în această săptămână. Decide în avans pentru tine dacă ești gata pentru o poveste de birou. Ți se va părea că nu ai timp. Acest lucru este parțial adevărat. Ieșiți împreună. Copiii pot necesita mai multă atenție decât de obicei. Fii pregătite să pui ceva deoparte pentru începutul școlii. În materie de sănătate, este mai bine să joci în siguranță. Supuse riscului sunt gâtul și urechile. La sfârșit de săptămână nu este de așteptat nicio bătălie mare. Este recomandat să petrece acest weekend într-un cadru romantic sau să faci activități culturale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, Vei fi probabil mulțumită de rezultatul acestei săptămâni. Îți este destinat să ai succes în afacerile oficiale, poți lansa un nou proiect de afaceri, vei putea crește rentabilitatea unei întreprinderi care funcționează deja. Situația în afacerile personale va fi mai puțin înroșită. Dacă ești singură, nu ar trebui să ai încredere în informații neverificate despre persoana cu care visezi să începe o relație. Dacă ai deja un partener stabil, trebuie să te abții de la atac curele de gelozie. Dacă te afli într-o relație lungă, săptămâna aceasta poți decide să te încăsătorești. Cel mai bun moment pentru anunțarea anunției este a doua jumătate a săptămânii, în special în weekend. De asemenea, în aceste zile poți merge într-un weekend de miere. În relațiile conjugale, respectul reciproc va crește, sentimentele vor deveni mai vii. Mai multe călătorii interesante sunt prevăzute în weekend nu sunt excluse achizițiile medii de bunuri de uz Dacă te ocupi cu scrisul sau lucrezi în jurnalism, te vei descurca deosebit de bine în această săptămână. Venituri bune vei avea din comerț. O mulțime de cheltuieli sunt în așteptare în viața de zi cu zi. Vor fi necesari bani pentru întreținerea sau reparația casei, pentru școală. În weekend o idee interesantă îți va veni despre o sursă suplimentară de venit. Poți fi invitată la o ocazie specială. Relațiile de afaceri în weekend vor avea succes. Este posibil să fie semnat un contract rentabil. Schimbările de viață pe care te bazai până acum este mai bine să fie amânată. Perioada nu este cea mai favorabilă. La locul de muncă este posibilă neînțelegerea cu colegii. Încearcă să nu prelungești conflictul, altfel va fi dificil să restabilești relațiile în viitor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, la tine poate apărea o atitudine nefuncțională săptămâna aceasta. Nu permite apatiei temporare să interfereze cu dezvoltarea problemelor la care ai făcut deja eforturi mari. Poate că ar trebui să schimbi dieta făcând-o mai ușoară, mai sănătoasă și mai diversă. Caută alimente care să-ți ofere sațietate, nu calorii. Începe școala, poți discuta cu copiii, poți merge cu ei la filme de comedie, fă-ți timp pentru hobby-ul preferat, iar dacă te prinde dragul, poți chiar participa la sporturi extreme. Dacă ai trecut pragul de 40 de ani, ar trebui să abandonezi obiceiurile proaste. Cafeaua, alcoolul, somnul prelungit, dragostea de telecomandă. Crește numărul de pași pe jos la mai mult de 500 și chiar stabilește un obiectiv de a ajunge la 1000 fără să iei vitamina. La începutul acestei săptămâni pot avea probleme cu spatele, sistemul musculoscheletic și digestia. Săptămâna este destul de dificilă psihologic, ceea ce îți va afecta și sănătatea. O dietă competentă este foarte importantă. Trebuie să respecti igiena personală în toate situațiile. Gimnastica și respirația adecvată îți vor afecta bunăstarea. Încearcă să menții un stil de viață sănătos pe tot parcursul săptămânii. Săptămâna aceasta se potrivește perfect cu care este hotărât să-și schimbe stilul de viață. Dacă nu-ți place modul în care îți gestionezi timpul, ar trebui să acorde atenție organizării adecvate a spațiului, prioritizarea, autodisciplina. De asemenea, acesta este un moment bun pentru a scăpa de obiceiurile proaste. De exemplu, dacă nu ai reușit niciodată să renunți la mâncatul în pat, săptămâna aceasta vei putea scăpa de această dependență surprinzător de ușor și fără durere. Principalul lucru este o atitudine decisivă. Același lucru este valabil și pentru dezvoltarea de obiceiuri bune. Nu începem fiecare dimineață cu gimnastică și proceduri de temperare. Apoi, încurând un stil de viață similar, va deveni ceva obișnuit pentru tine. Nu îți asuma mai mult decât pot face cei pe care îi comanzi. Învață să delegi, păstrând ceva și pentru tine. Fii atentă la investițiile de bani, unele dintre ele pot avea succes. Pleacă într-un weekend în afara orașului. Aceasta va fi cea mai bună soluție. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești în această săptămână vei deveni martor involuntar al unor incidente senzaționale. Poate vorbim despre o anomalie naturală, despre o ceartă majoră într-un loc public sau despre eroismul pe care îl va comite o persoană necunoscută. Nu te așteaptă alte evenimente luminoase în zilele următoare. Nu este recomandat să petreci mult timp pe rețelele de socializare, mai ales când citești postări care inspiră melancolie. Pe contul meu Instagram fac publicări haioase din oră în oră. Ai grijă de tine. Dacă ți-ai dorit mult timp să slăbești, ar trebui să profiți de recomandările unui antrenor de fitness. Poți face mici achiziții și experimente culinare. Ți se poate trezi brusc și intens interesul pentru divertisment. Evita să investești în întreprinde dubioase. Cu siguranță nu te vei îmbogăți. Manevrează cu atenție banii în toată săptămâna ascultând de emoții și lăsând banii să se scurgă printre degete, te vei pocăi repede. Este posibil ca planurile pe care le-ai construit pentru această perioadă să nu se realizeze. Oamenii apropiați te trag în jos. Fii serioasă cu privire la propunerile financiare care îți vor veni acum. Este însă o perioadă bună pentru întâlniri romantice și pentru noi cunoștințe în general. Totuși, trebuie să fii pregătită pentru faptul că relațiile se pot încheia rapid și aceasta din propria ta vina. Săptămâna aceasta va trece cu o creștere emoțională. În primul rând, cuplurile îndrăgostite vor simți acest lucru. Relațiile romantice vor câștiga rapid forța, căsătoria nu este exclusă. Cel mai bine este să-ți anunți logodna în a doua jumătate a săptămânii, în special sâmbăta sau duminică. În ceea ce privește relațiile conjugale stabilite, în această perioadă vor înflori. Vei putea să-ți redescoperi persoana iubită, să evaluezi calitățile pe care nu le-ai observat până acum. Acum este momentul potrivit pentru a participa la concerte, spectacole de teatru și petreceri. Gândește-te mai puțin și simte mai mult. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Wer stirbt?